Foarte bine vă găsesc și vă regăsesc, dragii mei. Deja știți, eu sunt Cătălin și sunt prietenul vostru. Astă seară, la propunerea voastră de săptămâna trecută, mi-am propus să vorbim aici, împreună, deci împreună, rețineți acest cuvânt, împreună, îmi doresc să vorbim, să dezbatem nevoile lui, nevoile ei, pornind din perspectivă psihologică, adică pornind de la nevoile psihologice, de la nevoile mental-emoționale pe care el le are, pe care ea le are. Credem că nevoile noastre sunt aceleași, că bărbați, că femei avem cu toții aceleași nevoi și uneori s-ar putea să ne și exprimăm în sensul acesta. Să spun, uite, eu am nevoia asta și ea să zică, a, exact, și eu am nevoia asta. Dragilor, nici măcar atunci cele două, să spunem, nevoi a ei și a lui nu sunt aceleași. Nu seamănă atât de tare. Bună seara, foarte bună seara tuturor. Deci vă îndemn, vă sugerez să folosiți să vă folosiți de chatul, să zicem, acestei postări, acestui live, astfel încât să îmi scrieți, să-mi lăsați comentariile voastre, opiniile voastre, întrebările voastre, sugestiile voastre, pentru că am nevoie de ele, am nevoie să știu că ceea ce eu ofer este într-adevăr necesar, de folos, util pentru voi. Și în această sesiune live pe Facebook vom sta în jur de, zic și eu, o oră, maxim două, știu diferența între cele două e destul de mare, însă tema este una extrem de vastă. Nu vom apuca să vorbim și să batem în cuie tot ce, să stabilim tot ce ar putea fi stabilit în ceea ce privește inteligența relațională, pentru că despre asta vorbim. Inteligența relațională are la bază inteligența emoțională, normal. Emoțiile, tiparele noastre emoționale, sunt cele care ne construiesc mecanismele de comunicare și relaționare. Mecanismele de comunicare și conectare cu celălalt într-o relație de cuplu și nu numai. Dar în această seară vorbim despre, în special despre relațiile de cuplu. Da? Vorbim despre comunicarea în cuplu pentru că am numit fix așa intervenția, sesiunea, nevoile lui, nevoile ei. Similarități și deosebiri, diferențe. Deosebirile sunt, cred, mai multe și mai mari decât similaritățile, dar haideți să le luăm așa pe rând, puțin câte puțin, să înțelegem, de fapt, în ce anume stă succesul unei relații. Și atunci când ceva nu mai funcționează, când ceva se strică, să spunem, când ceva se rupe acolo în relație, care ar fi motivele, care ar fi aspectele care să distrugă ceea ce am reușit să construim până la un punct, împreună. Fiindcă întotdeauna construim împreună, distrugem împreună. Iarăși trăim cu impresia că uneori doar unul distruge. Că uneori doar unul e de vină. Bineînțeles că totdeauna noi suntem aia mai buni, adică eu sunt ăla mai bun și partenera mea este de vină, să zicem. Nu? Mă aștept, ajung în punctul acela, chiar vorbeam cu cineva mai devreme fix pe această temă, mă aștept când apare un conflict, când apare o situație aprinsă, să spunem, în relația de cuplu, și ajung în punctul ăla de saturație, în punctul ăla în care cred că am făcut tot ce era de făcut, dar lucrurile nu funcționează și nu funcționează, ce îmi zic? Cineva poate mă sfătuiește, cineva îmi sugerează, cineva mă întreabă și totuși ar mai fi ceva de făcut? Și eu s-ar putea să zic nu. Sau s-ar putea să te ascult pe tine și vreau să aud ce ai de zis și tu spui, băi, întotdeauna mai e ceva de făcut. Fiindcă un expert îți va spune că întotdeauna mai e ceva de făcut. Atunci când lucrurile se blochează, indiferent de motiv, indiferent de cauză, ceea ce duce la ruptura definitivă este comunicarea deficitară sau lipsa comunicării. Poate, nu știu, din cauza banilor, din cauza, nu știu, din cauza, habar n-am, carierei foarte diferite de la unul la celălalt,
putem găsi și puteți da voi alte exemple, dacă vreți, în comentarii, ce alte cauze ale rupturilor relaționale mai vedeți. Însă, dragilor, ceea ce pune bomboana pe colivă, cum s-ar spune, ceea ce face ca ruptura aceea să se producă definitiv și să te determine să renunți, este comunicarea insuficientă, deficitară sau complet lipsă. Acolo, dacă unul măcar, unul din doi, și-ar fi dezvoltat, și atenție, să-ți dezvolți comunicarea doar atunci, în momentul ăla greu, foarte greu, nu cred că poți să o faci așa peste noapte. De aceea invit pe oameni să intre și să rămână într-un proces de dezvoltare a lor, de dezvoltare, așa cum spuneam, emoțională, de dezvoltare relațională, socială, de dezvoltare, nu știu, putem vorbi de dezvoltarea comunicării și așa mai departe. Da? Avem pretenția să facem lucrurile doar atunci când ceva ne doare foarte tare. Însă atunci ar putea să fie cam târziu. Uneori e cam târziu. De ce? Pentru că nu te poți dezvolta, nu poți crește de la, să zicem, nivelul 4 la nivelul 7 peste noapte sau într-o săptămână. Nu poți. De ce? Inteligența mea emoțională nu îmi dă voie ca eu să-mi îmbunătățesc comunicarea într-o singură săptămână. Nu îmi dă voie, e prea mult. E prea mult, nu să comunic e greu, adică nu ce pun în cuvinte și nu în gesturi. Astea sunt niște chestii pe care le regăsim într-o grămadă de cărți. Vă recomand, dacă vrei și puteți, citi multe cărți de comunicare, de dezvoltarea comunicării. Problema e nu că eu nu sunt în stare, nu știu de fapt, nu știu asta. Că auzim, nu citesc într-o carte sau citesc undeva pe net și zic, păi știu mă asta, știam și eu asta. Nu, întrebarea este, aplici? Aplici în mod constant chestia asta, principiul ăsta de care spui că știi, pe care îl știi de cât? De un an, de doi, de cinci. Îl aplici în mod consecvent în relațiile tale cu oamenii, în relația ta de cuplu, în relația cu copiii, că poate, na, și asta e o relație foarte importantă. Aplici, observă-te pe tine, privește-te pe tine ca într-un film. Cât de mult aplici? Pe o scală de la 1 la 10. Eu așa procedez și așa invit pe oameni să se autoevalueze. Pe o scală de la 1 la 10, dacă te-ai uitat la filmul vieții tale, la secvența din viața ta de acum, secvența asta la care vrei să reflectezi, pe care vrei să o evaluezi și pe care ai vrea să o schimbi cumva. Ai vrea să schimbi ceva înăuntrul ei. Dacă te uiți pe ecran, pe o scală de la 1 la 10, cât ai da comunicării tale? Înainte să-l evaluezi pe celălalt. Pentru că asta e tendința. Păi da, dar celălalt nu vrea. Păi da, dar eu poate sunt de 6, dar celălalt e de 4. În momentul în care ții tot timpul scorul ăsta, te cam înșeli. Comunicarea ta nu este mult peste aceluilalt. Este tot acolo. Că de fapt de-aia ți-a ajuns în situația asta. Păi nu că el vorbește urât, el strigă la mine, el sau el fuge de mine și eu ce fac ca să provoc asta? Păi eu nu fac nimic, tocmai că eu nu fac nimic. Te-ai gândit că s-ar putea ca la un moment dat tocmai asta să fie problema? Că nu faci nimic? Că chiar nu faci nimic? Eu nici n-am deschis gura. S-ar putea ca asta să fie problema, că n-ai deschis gura. Că nu deschizi gura atunci când e nevoie să o faci, dar să o faci într-un mod potrivit, într-un mod constructiv. Nu ca să-i reproșezi, nu ca să-l dobori la rândul tău. Fiindcă apare într-un cuplu, într-o relație de cuplu, după ceva vreme, după un timp mai lung sau mai scurt, de regulă după acea fază a îndrăgostelii, cum se spune, știți, iubirea durează 2-3 ani. Așa au constatat studiile de psihologie, că faza aceea îndrăgostelii, când îmi place la tine tot, când, mamă, ce văd la tine este la superlativ, n-am mai văzut la nimeni altcineva până acum ce văd la tine, această perioadă, această mentalitate durează 2-3 ani, uneori mai puțin, uneori un singur an s-ar putea să fie prea mult. Însă iubirea adevărată
Iubirea adevărată este ce urmează după. Însă după de regulă, după faza îndrăgostirii, spune doctorul Hartwig Hendricks, urmează lupta pentru putere. Cuplul, membrii cuplului, intră în lupta pentru putere. Eu vreau să-ți demonstrez că sunt mai bun decât tine. Eu vreau să-ți demonstrez că tu greșești mai mult decât mine. Eu vreau să-ți demonstrez că nu ești atentă la nevoile mele. Eu vreau să-ți demonstrez că am făcut mai mult decât ai făcut tu. Eu vreau să-ți demonstrez tot timpul. Sunt cele trei niveluri ale iubirii de care vorbește Tony Robbins și pe care chiar vi le puteți nota sau puteți reasculta acest material, acest live, fiindcă reflectă foarte bine ceea ce se întâmplă cu noi în relațiile pe care le avem cu ceilalți, cu toți ceilalți, nu doar în relația de cuplu. Da? Vorbim despre cele trei niveluri ale iubirii. Primul nivel este acel loc care ne naștem. Acolo ne naștem, pe acel nivel, pe acea treaptă ne naștem cu toții. Te iubesc, eu pe tine te iubesc, așa cum am eu nevoie. Te iubesc așa cum am eu nevoie. Copilul își iubește mama așa cum are el nevoie. Când plânge, mama trebuie să fie prezentă. Atunci când lui e foame, mama imediat trebuie să fie pregătită să îi dea să mănânce. Când el are o nevoie, mama trebuie să fie acolo. Pentru că așa știm să iubim la începutul vieții. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, lucrurile se mai schimbă. Uneori iubesc așa, alteori iubesc mai evoluat. Însă deseori am observat, oamenii iubesc toată viața de aici, de pe primul nivel. Te iubesc așa cum am eu nevoie. Așa cum mă ajută pe mine cel mai tare. Te iubesc în felul acela care servește în primul rând interesului meu. Păi nu că eu n-am niciun interes. Nu, am un interes. Care? Să mă simt bine. Vreau să mă simt bine. Vreau să mă simt apreciat. Vreau să mă simt susținut. Vreau să mă simt respectat. Astea toate fac parte din iubire, nu? Și eu îți cer asta. Deci te iubesc așa cum am eu nevoie. Mai greu stau să mă gândesc la tine. Mai rar mă gândesc la cum ai tu nevoie. E, în momentul în care am crescut și am evoluat, adică nu doar din perspectiva vârstei, ci și din perspectiva emoțională, da? Mă maturizez, pe măsură ce mă maturizez, urc pe a doua treaptă, pe al doilea nivel al iubirii, care spune că te iubesc așa cum mă iubești și tu. Te iubesc așa cum mă iubești și tu. A devenit un troc, un business. E mai bine decât pe prima treaptă? E mai bine, normal că e mai bine. E o evoluție. Dar e un business, e o afacere. Îți dau dacă îmi dai. Dacă îmi plătești iubirea cu iubire, îți voi da iubire în continuare. Dacă nu, nu. E chestia aia, știi, eu am dus să ținem scorul, ce spuneam mai devreme. Începem să ținem scorul. Vezi că eu am dus gunoiul de 3 ori și tu l-ai dus o singură dată. Nu-l mai duc până nu-l duci tu de încă 2 ori. Vezi că eu am făcut curat în casă sau putem lua orice. Eu am făcut de 4 ori pentru tine o chestie, tu n-ai făcut decât de 2 ori. Eu am fost de 7 ori bun cu tine, tu, uite, nu ești la fel de des bună cu mine. Și psihologii au constatat în niște studii făcute cu ajutorul sistemului judecătoresc, psihologii au constatat că aici se produc cele mai multe divorțuri. Aici se produc cele mai multe rupturi definitive, cele mai multe despărțiri. Pe acest nivel, nu pe primul. Nu pe primul, dragilor. Nu pe primul nivel când te iubesc așa cum am eu nevoie, ci aici unde te iubesc așa cum mă iubești și tu. Pentru că țin scorul. Aia am făcut mai mult decât tine, tu pe aia ai făcut-o mai puțin, mai rar decât mine, uite acum eu sunt mai bun, tu nu ești la fel de bună și așa mai departe. Eu fac o chestie, tu nu răspunzi la fel și țin scorul foarte, foarte strâns. Adică eu nu aștept, nu știu, să văd, să mă comport bine față de tine, astfel încât tu să vezi că sunt lângă tine iubindu-te cât pot eu de necondiționat sau de puțin condiționat, astfel încât să încep să-mi răspunzi la fel.
trag o linie mult prea, mult prea devreme. Este ceea ce profesorul Walter Mitchell, profesor la Stanford și autorul unei teorii extraordinare în urma unui studiu care s-a întins pe parcursul a 30 de ani, foarte relevant, unul dintre cele mai relevante studii făcute vreodată în psihologie, numește el recompensa imediată. Căutăm recompensa imediată. O căutăm cumva, o căutăm natural, aș spune. Însă Walter Mitchell a constatat că chestia asta poate fi educată și reeducată ori de câte ori ne dorim cu adevărat pe parcursul vieții. Adică ce a constatat el și ce a constatat echipa de cercetare de psihologi a fost faptul că un copil care are niște părinți, atenție, ce nu recurg foarte des la recompensa imediată, care pun preț mare, un preț cu adevărat mare pe recompensa pe termen lung. Adică muncesc, fac, oferă. Și abia apoi știind că într-o bună zi vor primi, deci care amână recompensa imediată, copilul se formează la fel. Se formează și el pe acest principiu. Chiar dacă părinții știu de recompensa imediată sau nu. Chiar dacă părinții îi spun copilului de asta sau nu. De regulă părinții nu spun. Sau părinții pot zice, uite, tu să aștepți, tu să fii cu atenția pe recompensa pe termen lung. Recompensa aceea mai sănătoasă, recompensa aceea sustenabilă, mai câștigătoare. Degeaba îi spun părinții copilului asta în fiecare zi, dacă nu copilul vede la părinți contrariul. Vede exact comportamentul invers. Adică părintele îi spune copilului, tu să ai grijă de sănătatea ta. Tu, uite, tu să nu faci lucruri care dăunează sănătății tale. Și părintele fumează. Și părinții fumează pachete de țigări în fiecare zi. Deci, e o alegere. Până la urmă, e o alegere. Este alegerea fiecăruia. Doar că, normal, copilul va primi, va instala aici un program contradictoriu. Mi se spune una și mi se arată alta. Că motive obiective, că nu mai contează. Pentru copilul acela mic, motivele sunt irelevante. El nu le ghicește. El cu atât mai puțin să le știe, să le gândească singur. Nu le poate ghici. Nu le poate înțelege la vârsta mică, în prima copilărie. Da? Însă, ceea ce vede va pune cumva într-un mod instinctiv în balanță. Asta mi se spune să fac, asta mi se arată să fac. Ce voi lua mai degrabă? Voi lua de aici, din ce mi se arată. Oamenii fac ceea ce oamenii văd. Mult mai probabil decât ceea ce li se spune să facă. Întorcându-ne puțin la recompensa aceea imediată, da? În momentul în care eu văd că părinții mei preferă recompensa imediată mult mai des decât recompensa pe termen lung, că apelează la câștigul imediat în loc să aștepte să-și dezvolte reziliența, să-și dezvolte, nu știu, răbdarea, să-și dezvolte viziunea, capacitatea de a face efort susținut consecvent, de a antrena un rezultat sănătos și foarte câștigător pe termen lung. Dacă eu nu văd asta, am să iau ceea ce văd. Și dacă veți căuta să citiți din despre Walter Mitchell, din ceea ce a scris el, din studiile sale, pentru că studiul este foarte celebru și a fost făcut cumva un mic experiment social în mai multe rânduri de-a lungul anilor. Walter Mitchell a început acest studiu la startul anilor 60, dacă nu mă înșel, sfârșitul anilor 50 și startul anilor 60. 30 de ani a studiat chestia asta cu echipa lui și a constatat că nu se înșeală. Că nu se înșeală, că oamenii care au puterea de a da credit recompensei pe termen lung, de a nu căuta mereu recompensa imediată, știți, nu e un reproș, nu este o acuzație, e doar o observație. Uleiul, zahărul în campanie electorală, iau uleiul ăsta acum, că nu se știe ce o să fie mai încolo.
Asta presupune că eu nu vreau să mă transform, eu nu am chef, nu am disponibilitatea să schimb ceva la mine, să mă dezvolt pe mine, îi cer celuilalt și dacă îmi dă acum, iau asta acum și votez cum îmi spune el. E recompensa imediată. Și ce se întâmplă după? Descoper că nu se schimbă nimic. De ce? Pentru că am apelat la recompensa imediată și asta nu e prea sănătoasă de multe ori. Nu înseamnă că trebuie să o evit de fiecare dată. Nu înseamnă că recompensa imediată nu e niciodată binevenită. Ba da, ba da. Doar că o luăm, noi o luăm, o preferăm mult prea des, spuneam. Da, și ziceam că cei care au avut părinți cu preferințe în privința recompenselor pe termen lung, cu preferințe manifestate, exprimate, trăite, efectiv, în comportamentul lor, văzute în comportamentul lor, acei copii s-au format și ca niște adulți în consecință și s-a constatat că acești adulți sunt mai fericiți și cu un succes mai fericit decât ceilalți. Mai fericiți în relații, pentru că nu renunță imediat, pentru că rămân într-o relație, dar nu rămân într-o relație fiindcă le e rușine, le e, nu știu cum să schimbe ceva sau să întrerupă relația, ci rămân să construiască acolo, se străduiesc, se dezvoltă pe ei, astfel încât să schimbe ceva și în relație. Adică fac cu adevărat tot ce pot ei mai mult și mai bun, câștigă mai mulți bani, din perspectiva carierei ajung mai bine și așa mai departe. Adică rezultate în general mai bune la oamenii care preferă recompensa pe termen lung. Deci, evit această ținere a scorului, acest nivel 2 al iubirii. Pentru că eu am făcut azi pentru tine, bă, mâine cel târziu trebuie să-mi întorci. Și tu nu-mi întorci. Și atunci eu o să fac exact ce faci și tu. Și o să zic, păi da, eu o făcusem, dar tu n-ai vrut. Ok, și dacă aș mai face încă o săptămână în fiecare zi pentru tine? Am nevoie de inteligență emoțională pentru asta. Am nevoie de putere emoțională ca eu să continu să fac. Pentru că altfel inteligența mea emoțională sau rănile mele îmi vor spune, termină mă, prostie, păi dar tu vezi că ai făcut de 2 ori, de 3 ori și ea sau el nimic în funcție de, nu, de fiecare în parte. Ea n-a făcut nimic. Ba da, uite, eu vreau să-mi cresc puterea emoțională de a face nu știu de câte ori. Dar a face de mai multe ori, astfel încât să pot trage o linie și să văd dacă ceva se schimbă la ea. Dacă ceva se schimbă în comportamentul ei, în felul în care ea începe să-mi ofere mie. Sau alege să-mi ofere mie, că poate nu se schimbă nimic. Deși e greu de crezut să nu se schimbe chiar nimic. Până și aici, o despărțire poate fi făcută cu scandal, nu? Poate fi făcută cu o mare supărare, să nu mai vorbești în viața ta cu celălalt. Sau, în urma unei despărțiri, unui divorț, să rămâneți amici. Să rămâneți în relații bune. Mai ales dacă există un copil acolo. E o mare problemă când în urma unei despărțiri, mama îi vorbește copilului urât despre tată și tatăl îi vorbește copilului urât despre mama. De fiecare dată când copilul e la unul dintre ei, acel părinte îl inferiorizează, îl pune așa pe o treaptă inferioară pe celălalt părinte. Îl face cumva responsabil, vinovat pentru anumite, nu știu, anumite probleme din viața copilului. Deci acest nivel este mai sus decât te iubesc așa cum am eu nevoie, dar nu e ceea ce ne ajută cu adevărat. Al treilea nivel al iubirii spune că te iubesc așa cum ai tu nevoie. Te iubesc așa cum ai tu nevoie. Abia acolo este iubire. Necondiționată, chestia aia cu iubirea necondiționată, uite, scrie și Elena, în zilele noastre mulți nu știu ce înseamnă iubirea necondiționată. Iubirea necondiționată nu există. Nu cred că există. Eu n-am văzut până acum așa ceva. Și când cineva zice, păi cum să nu existe? Există. Păi uite, ca să te iubesc necondiționat, atenție, ca să te iubesc pe tine necondiționat, prima condiție este să existi. Simplu, nu? Adică o primă condiție. A, păi da, știu că
Exact. E întotdeauna, e minim condiționată. Și apar și alte condiții. Însă cu cât mai puțin condiționată, cu atât mai bine. Să ajung să te iubesc așa cum ai tu nevoie. Să fiu atât de atent la nevoile tale, încât tu să-ți dorești din suflet să fii atentă la nevoile mele. Fără să fie neapărat un troc, fără să ținem scorul, ci pur și simplu, dimpotrivă, să zic: ah, ce, am reușit să fac asta pentru ea azi. Ce mă bucur că am reușit să-i ofer chestia. Ce mă bucur că i-am oferit siguranță, că s-a simțit în siguranță alături de mine. Și când ea nu mi oferă mie ceea ce am nevoie să primesc, nu mă supăr că, păi, mi-aduc aminte că ieri eu am oferit siguranță, dar ea nu mi oferă mie ce. Chiar își stric lucrurile. Strică lucrurile. Bun, dragi. Deci astea sunt cele trei niveluri ale iubirii, ziceam. De aici pornim cumva, sau la astea trei trepte ne raportăm. Eu mă întreb pe unde sunt când vorbesc de relația mea, sau când vorbesc de relația mea de azi, adică ce am trăit astăzi alături de ea. Că poate ieri a fost într-un fel, ne-a fost mai puțin bine, azi ne e mai bine, mâine iarăși o sincopă, habar n-am, sunt situații și situații. Dar eu mă întreb pe mine, în loc să mă gândesc tot timpul ce n-a făcut ea sau ce m-a deranjat la ea, ce mă deranjează la ea, mă întreb, ok, pe ce treaptă sunt eu acum aici? Indiferent ce cred că a făcut sau n-a făcut ea, indiferent cu ce mi-a greșit sau n-a greșit. Cred eu că a greșit, dar poate ea n-a greșit. Poate eu greșesc. Sau poate niciunul dintre noi greșește, doar avem opinii diferite. Cum le armonizăm? Da, mă întreb, ce pot face eu diferit și mai bine pentru ea? Sunt pe ce nivel sunt aici? Păi sunt, da, aș vrea să mă iubesc așa cum am eu nevoie, adică o iubesc așa cum am eu nevoie. Sau o iubesc dacă țin scorul. Aș putea să mai urc o treaptă. Aș putea să o iubesc așa cum are ea nevoie. Și nu 10 minute, nu o oră, nu o zi, ci în fiecare zi. Să o iubesc așa cum are ea nevoie. Pentru că am descoperit și da, iată, comunicarea ne-a ajutat să ne și spunem chestia asta. Țin minte atunci ziua aia în care ne-am certat noi pentru, da, țin minte, știi că ți-am zis eu o chestie și da, știu și m-a durut. N-am avut puterea să spun că îmi pare rău atunci, mi-a zis. N-am avut puterea să spun că îmi pare rău, dar chiar îmi pare rău. Și faptul că tu nici măcar nu te-ai apărat, nici măcar că n-ai ripostat în niciun fel, m-a ajutat enorm. Și vreau să știi asta acum. A trecut un pic de timp de atunci, dar vreau să o știi. Acum am avut puterea să o spun. Dragilor, în momentul ăla simt așa cum în mine crește ceva frumos. Cum în mine crește puterea aceea emoțională, motivația crește și crește responsabilitatea. Și îmi vine să spun, oh, Doamne, ce să fac și eu pentru ea? Ce aș putea să fac în continuare mai bun pentru ea? Pentru că acest feedback pe care a ales să mi-l dea, nu m-a mai lăsat să-l ghicesc, nu m-a mai lăsat să presupun că am înțeles, adică n-am mai presupus, pardon, n-am mai presupus că am înțeles că, uite, a schimbat ceva, că a schimbat ceva în gândirea ei. Nu, mi-a și spus. Și eu zic, da, uite, și într-o situație viitoare ar fi necesar și ar fi foarte constructiv să fac și eu asta cu ea, să-i dau și eu un feedback. Pot să-i dau pe loc, dacă e un feedback echilibrat, un feedback înțelept, pot să mai aștept o zi, pot să-i dau după o săptămână, dar nu-mi spune, lasă că a trecut prea mult timp deja. E o nevoie. Asta este o nevoie. Nevoia de feedback echilibrat, de feedback constructiv. Și nu sunt. Sau nu e ușor de dat un feedback constructiv, un feedback și nu o critică. Da, Lucia, uite, îi recomandă Crinei. Hai, harta emoții, o să învățăm de la Cătălin. Mulțumesc! Da. Formăm, știți deja, o nouă grupă de harta emoțiilor, mai sunt câteva locuri și pe 4 mai începem. Abia aștept, aseară am început cu grupa Luciei și este minunat, este minunat, este o grupă deja, o echipă.
S-au numit echipă. Au fost câteva participante din grupă care au spus să suntem o echipă. Iar eu am zis, sunteți o super echipă. Așa am și denumit grupul de altfel pe Facebook. Bun, mergem și mai concret către nevoi, către nevoile lui, nevoile ei. Dragilor, în primul rând, într-un mod neurobiologic, așa suntem construiți, antropologii, din perspectiva studiilor antropologice, știința care se numește antropologie, da? Bărbatul are foarte tare nevoia, se naște cu nevoia de a face. Își dorește să facă. El așa s-a format de-a lungul câtorva, nu mai zic de milioanele de ani de dinainte, ci de sutele de mii de ani. De ultimele 200, 300, maxim 300 de mii de ani, de când omul a devenit om, adică ceea ce este astăzi, bărbatul asta își dorea să facă el, pentru el, activitatea zilnică în asta consta, în a face, în a vâna, în a-și delimita teritoriul, a construi o locuință, da? Nu? Un loc, un cămin pentru el, pentru familia lui, în a proteja căminul, în a-și proteja și întreține familia. Toate astea au la bază acțiune. A face, au la bază verbul a face. Pe așa ceva se bazează. Bărbatul s-a născut să facă. Pentru el nu e suficient să fie zen, să fie. El își dorește să facă. Da? Și aici apare și nevoia de a demonstra. Vânează ceva mai mult, mai mare, mai bun, ca să demonstreze familiei sale că este suficient de puternic. Fiindcă bărbatul își dorește, are nevoia aceasta de a se simți puternic. De aceea face. Pentru că dacă nu face, are impresia că nu se vede că e puternic. Când faci ceva, nu, îl răpui pe celălalt, ești puternic. Doar că în ziua de astăzi să-l răpui pe celălalt nu denotă neapărat putere, ci denotă niște răni emoționale profunde, și e singura cale pe care tu ai învățat să o mai folosești ca să pari puternic. Doar că înăuntrul tău e mare, mare deranj. Așa se nasc războaiele în secolul 21. Da? Deci bărbatul are nevoie să se simtă puternic. Atenție, să se simtă el, să simtă că este puternic. Și atunci face și face și face. Are nevoie să-i se confirme puterea. Da? Are nevoie de apreciere constantă, de apreciere explicită. Ca femeie, dacă vrei să-l ai aproape pe bărbatul tău, să-l ai aproape la propriu și la figurat, adică să fie acolo lângă tine de câte ori ai nevoie sau cât mai des atunci când ai nevoie, să te susțină așa cum tu ai nevoie. Ia în calcul că își dorește să fie apreciat într-un mod explicit și constant, nu din când în când, nu acum și peste 6 luni și peste un an. Nu, cât mai des. De câte ori ai ocazia să-l mai apreciezi odată. Și nu se referă, această apreciere nu este aceeași, fiindcă și femeia are nevoie de apreciere. Doar că la ea aprecierea se referă la admirație. Femeia are nevoie, iată, are nevoie să o admiri. E o nevoie psihologică. Vrea să o admiri. Vrea să se simtă admirată. Că s-a îmbrăcat bine, că arată bine, că este așa cum îți dorești tu ca bărbat să fie. Admiră-o cât mai des. Găsește în permanență ceva de admirat la ea. Nu-ți spune, păi da, am mai admirat-o și ieri pentru cum s-a îmbrăcat. Am admirat-o și acum 3 zile pentru, habar n-am, rochia pe care și-a pus-o. Cred că poate nu chiar în fiecare zi, dar aproape în fiecare zi îi spun, ești frumoasă, ce frumoasă ești. Pur și simplu, vorbim, vorbim și la un moment dat mă uit la ea și nu e, e o constatare reală. Și zic, ce frumoasă ești. Nu, n-are, n-am, uneori nici nu trebuie să-i mai explic pentru ce am spus asta. Nici nu mă întreabă, nici nu mă interesează pentru ce. O văd că se luminează la față. Păi nu i-am spus, bă, de atâtea ori chestia asta. Ba da, dar nu înseamnă că nu mai are nevoie de ea. Nu mai are nevoie să audă așa ceva.
El, ziceam, are nevoie să fie apreciat. Ai făcut bine chestia. Mi-a plăcut că ai fost lângă mine atunci când făceam sau când eram nu știu unde. Mi-a plăcut cum m-ai ajutat să trec peste. Adică, vedeți, se referă cumva la acțiunile pe care el le-a făcut. A făcut ceva. Are nevoie să fie apreciată în mod explicit pentru ce face. Ea are nevoie să fie apreciată în mod explicit pentru ce este mai degrabă decât pentru ce face. Adică, ea, nevoia înnăscută a femeii este aceea de a fi înaintea lui a face. La bărbat e invers. Nu înseamnă că el nu are nevoie să fie, adică el nu e, pentru el viața nu e niciodată doar despre a fi sau despre a fi. E și despre a fi, dar e întâi despre a face. Femeia e întâi despre a fi. Ești frumoasă. Ești frumoasă uneori ce, pentru bluza asta, pentru, și zic și pentru bluza asta. Dar mi se pare că ești frumoasă pentru că așa ești tu frumoasă. Atât, ești frumoasă, ești într-un fel, ești blândă. Îmi place mult când ești blândă. Îmi place mult, iată, când ești blândă cu mine. Când ești răbdătoare cu mine. Ah, ok. Se simte bine. Și ea are nevoie să fie. Din păcate, societatea contemporană, societatea corporate, nu prea încurajează, nu mai încurajează verbul a fi. Încurajează nu doar bărbații, ci și femeile să facă. Tot mai mult, din ce în ce mai mult, să vâneze și bărbații, dar și femeile, rezultate din ce în ce mai mari, targeturi din ce în ce mai mari. Și așa femeia devine bărbat ușor, ușor. Și fără să-și dea seama, se pune ca bărbat lângă un alt bărbat în viața ei. Și lupta pentru putere e asigurată. În felul acesta, lupta pentru putere e asigurată. Nu mai depășesc faza asta, nu mai ajung la iubirea aceea puțin condiționată. Prea puțin condiționată, la iubirea aceea adevărată, autentică. Pentru că s-au blocat în această luptă pentru putere. Eu am făcut mai mult decât tine. Și e o chestie studiată, cred că vă mai spuneam asta, s-a constatat că într-o relație, atunci când bărbatul, în mod constant, pe termen lung, adică nu mă refer la o perioadă în care, nu știu, bărbatul și-a pierdut locul de muncă, și-a pierdut o afacere, dar își revine și ea de la capăt. Ci atunci când în mod constant în relație bărbatul câștigă mai puțin bani decât femeia de lângă el, decât partenera lui de viață, iubita lui, soția lui, bărbatul acela nu e bine. Bărbatul acela nu e fericit. Și s-ar putea ca femeia să se simtă bine câștigând mai mult decât el. Să-l întrețină ea pe el, cumva, teoretic, că poate câștigă și el, dar el câștigă mai puțin decât ea. El nu se simte bine, chiar dacă nu o spune. Chiar dacă îi este jenă să spună asta, să se deschidă și să recunoască asta. Dar nu se simte bine. Pentru că este vânător prin definiție. Și vine femeia care vânează mai mult, mai mare decât el. Și în mintea lui apare acel invers a ceea ce spuneam mai devreme. Sunt slab, nu sunt puternic, sunt slab. Eu sunt slab. O femeie e mai puternică decât mine. Dar dacă femeia și-a dorit să fie atât de puternică încât să-l învingă pe bărbatul de lângă ea, nu e, de fapt, atât de puternică. E doar o mască a puterii. Nu e o realitate. Înăuntru e deranjmare. Pentru că e o incongruență, e o disonanță mare acolo care creează suferință. Scrie, ia, să mă uit și, pe comentarii. Până la urmă, zice Daniela, eu cred că trebuie să fie totul reciproc. Dacă doar unul iubește așa cum are celălalt nevoie, fără să primească nimic, în schimb, în timp devine obositor. Dacă oferi răceală, primești răceală. Oferi indiferență, primești indiferență. Asta spuneam, Daniela. Dacă primesc răceală și eu totuși ofer căldură, dacă oferi suficient de multă căldură, ce înseamnă suficient de multă căldură? Nu știu. Diferă de la caz la caz, de la om la om, de la cuplu la cuplu, de la relație la relație. Nu știu. Cât de multă căldură pot eu să ofer dacă celălalt nu oferă?
Pentru că dacă voi oferi suficient și iarăși comunic ce mă bucur că am putut să fiu lângă tine și astăzi. Ce mă bucur că am putut să te ajut să te susțin în situația aceea. Ai simțit că te-am ajutat cu ce? Ai simțit că am fost bine lângă tine? Că am fost în modul potrivit lângă tine? Da, zicea, da, nici nu se putea mai bine de atât. E, această conversație îi aprinde un beculeț. Băi, stai puțin că eu n-am fost așa cu el în ultima vreme. Am uitat, mi-a scăpat chestia asta. Wow, stai puțin. Dau un alt exemplu scurt, mi-a venit acum în minte, pare minor, dar nu este. Îi fac un compliment. Îi fac un compliment, uite ce îmi place, gen ce frumoasă ești și azi. Sau ce frumoasă ești azi. Nu neapărat ăsta, ci un altul. Îi fac un compliment și ea zice, da, nu e, hai, că nu e chiar așa, mă flatezi. Știți genul ăla de reacție? Mă flatezi, nu e chiar așa, hai, că nu e. Pare modestie, de fapt, este incapacitatea de a primi. Pentru că n-am învățat să primim. Nu știm să primim. Și atunci o să diminuez această iubire cu care mi-o oferă. O să resping această iubire. Celălalt se așteaptă să te bucuri, tu nu te bucuri și el ce va înțelege dacă faci asta o dată, de două, de cinci, de 10 ori? Va înțelege că nu-ți pasă. Când înăuntru tău este, ce mă bucur că mi-a oferit, dar nu poți primi. Ți se pare că rămâi dator, rămâi datoare și nu ai învățat să nu faci asta, că tu ești o persoană independentă. Și ea chiar a zis la un moment dat, spunea cuiva, a zis, zice, uite chestia asta, mi-o zice Cătălin și eu obișnuită să, nu, ei, da, nu e chiar așa, adică nu reacționa urât, dar a conștientizat și a spus-o cu voce tare. Zice, până într-o zi, mi-am dat seama că dacă voi continua să fac asta într-o bună zi sau dintr-o bună zi încolo, nu o să-mi mai spună. Nu o să-mi mai fac acest compliment. Și o să spun, nu mă mai iubești ca înainte, nu mai faci complimente ca înainte. Păi că nu știi să le primești. Nu știi să le primești, nu mai fac. Pentru că mi s-a părut că ție nu-ți pasă, că pe tine nu te ating foarte tare emoțional, că tu nu ești genul care să. Însă nu există vreunul dintre noi care să nu-i placă complimentele. E doar cognitiv. Pun masca aceea că eu sunt rațional, eu nu sunt pe complimente. Ei, nu. Toți suntem ființe emoționale. Tuturor ne plac complimentele, aprecierile explicite, chiar dacă nu o recunoaște. Și atunci a conștientizat și și-a schimbat atitudinea. Și când zic, nu știu, mai fac un compliment, zic, mulțumesc, ce mă bucur. Și astăzi mai fac complimentul ăsta, ce mă bucur, înseamnă că chiar sunt așa. Wow! Și vedeți, știu lucrurile astea, dragilor, dar nu înseamnă că nu rămân om. Și zic, băi, ce mă bucur și eu că ea se bucură. Și mai fac o dată complimentul. Vedeți, apare această reciprocitate, Daniela, reciprocitatea aceasta apare într-un mod natural. Natural, dacă unul măcar din doi are puterea aceea emoțională de a construi. E adevărat că nu e nimeni obligat să aibă puterea emoțională la infinit lângă celălalt, iar celălalt să sunt cazuri și cazuri. Doar că de cele mai multe ori lucrurile se reglează în timp. Dacă într-adevăr măcar unul e acolo cu adevărat, dacă măcar unul din doi îl iubește pe celălalt așa cum are el nevoie, cum are celălalt nevoie. Larisa, da, spune un lucru. Ia stăte așa cam mai. Și dacă nu face, mai mins, nu are acest lucru a face. Rodica, fiecare bărbat își dorește, însă fiecare bărbat este foarte puternic influențat de o femeie, de femeia de lângă el, partenera de cuplu, sau dacă nu, de mama lui.
Adică a fost cumva format într-un fel. Nu există un bărbat care să nu-și dorească să facă. Am să revin la chestia asta imediat. Nu există un bărbat care să nu-și dorească deloc să facă. Doar că a fost obișnuit să nu facă, să facă altcineva, să facă mama. Iată, o femeie cu multă energie masculină a făcut în locul lui. Ia un salvator, l-a privat pe el de niște lecții, de niște eforturi, de niște. Și el s-a obișnuit că asta e tot ce poate face, el nu se mai simte în stare să facă. Dar o femeie potrivită de lângă el l-ar putea ajuta să își aducă aminte cine s-a născut să fie. Larisa zice, s-a promovat mult egalitatea între un bărbat și între bărbat și femeie. Feminismul versus feminin. Da. Da, și asta iarăși e de discutat. Cred că doar pe marginea acestei teme am putea să discutăm o seară întreagă, lejer. Dragilor, feminismul ăsta atât de promovat în zilele noastre, de mai puțin de un secol încoace, mai puțin, de, nu știu, cred că 60, 50-60 de ani încoace, feminismul, dragilor, a fost inventat de bărbați. De niște bărbați. Ei au inventat feminismul. Pe de o parte în filozofie și pe de altă parte în business, în afaceri. Cei care făceau afaceri cu tutun se tot întrebau cum facem să ne creștem vânzările. Păi dacă femeia ar fuma și ea, femeile sunt mai multe decât bărbați. Bă, tu îți dai seama că ne-am dublat cel puțin vânzările. Și au determinat-o pe femeie să fumeze. Și n-au făcut-o, n-au obligat-o. Nu, și e vorba de fumat, dar putem vorbi despre multe altele. Nu sunt chestii, nu au forțat-o, nu au, ci au, în privința fumatului, este, nu dăm nume că nu are sens, este un brand din ăsta de tabaco, de tutun, unul dintre cele mai vechi, tradiționale, care a pornit de la o valoare extrem de importantă pentru fiecare dintre noi, și bărbați și femei. Doar că femeilor le-a putut fi inoculată și stimulată această valoare mai mult decât bărbaților, pentru că bărbații păreau că o au. Libertatea. Fii liberă să fii tu. Fii liberă să faci exact ce-ți trece prin minte. Fii liberă. Și atunci femeia a zis, a, deci dacă fumez, o să-i arăt bărbatului de lângă mine că sunt liberă. Dar n-aș putea să fiu liberă altfel? Pentru că nu am fumat până acum, deci nu mi-e greu să nu fumez nici de acum înainte. E mai greu să te lași, dar nu e greu să nu te apuci. Însă, vedeți, asta s-a întâmplat cu atât de multă vreme în urmă, cu zeci de ani în urmă. Feminismul ăsta, de fapt, pune bărbații și femeile într-o luptă continuă. Feminismul, dacă vreți, și știu că nu sună confortabil, este cumva echivalent, dar e mult mai frumos împachetat, ambalat. Este echivalentul misoginismului din partea bărbatului. Așa, Florina zice, în viață apar diverse situații în care e posibil ca ea să câștige mai mult decât el și invers. Nu cred că la un drum lung împreună trebuie să fie o competiție. Dacă relația scârție în aceste perioade, nu cred că este destul de solidă. Asta ziceam, Florina, dacă e vorba de o perioadă, e una, dar dacă e o chestie constantă, nu e în regulă. Femeia simte că, mamă, pentru că ea câștigă mai mult, pentru că ea simte că are mai multă putere acolo, se simte ea mai bine, are impresia că și bărbatul la fel de bine, că, bă, până la urmă îi dau bani, nu? Sau eu aduc mai mult în casă, de ce să nu se simtă bine? Nu se simte bine. Dacă se simte bine, ceva e neregulă înăuntrul său. Adică dacă se simte bine într-o astfel de situație, sunt în lanț, în cascadă alte chestii pe care el nu le face sau pe care el nu le simte bine, sunt niște probleme interioare care se vor vedea în efecte, în rezultate, în acțiuni și în rezultate. Adică, pe termen lung, ceva nu va funcționa. Ceva acolo nu va funcționa. La un moment dat, o doamnă, într-o tabără de dezvoltare personală, mă întreba, o doamnă cu foarte mulți bani, o femeie de afaceri,
Îmi zice Cătălin, care tocmai se despărțise de partenerul de viață, de soțul ei, și îmi spunea că nu are noroc la bărbați, zicea. Zice, nu, o doamnă la vreo 40 de ani, cam așa, ceva de genul ăsta, 40, 40 și ceva de ani. Zice, Cătălin, păi dar ce să fac dacă eu câștig mai mult decât ei? Să nu mai câștig, pentru că ei nu câștigă mai mult decât mine? Nu cred că problema trebuie pusă așa. Nu e perspectiva cea mai potrivită. Întreabă-te, de ce oare atrag doar bărbați care câștigă mai puțin decât mine? Tu câștigi, am întrebat-o, tu câștigi cât câștigi tu față de cât câștigi tu, nu se poate câștiga mai mult? Sunt oameni, sunt bărbați care câștigă mai mult decât tine în lumea asta? Oh, da, normal. De ce nu-i atragi pe ea? De ce atunci? Că spunea că n-a avut niciodată în viața ei un bărbat care să câștige în ultimii, nu mai știu cât, 20 de ani, care să câștige mai mult decât ea. De ce atragi doar pe ea care câștigă mai puțin? E o întrebare simplă. Mie nu trebuie să-mi răspundă mie. Că eu, gata, n-am plecat de acolo, ea a plecat, fiecare cu viața lui în continuare. Doar că ea rămâne cu viața aia în care va întâlni încă un bărbat pe care o va da la o parte, pentru că bărbatul acela pleacă. De fiecare dată spunea, el m-a părăsit pe mine. Ok, de ce oare? Pentru că nu se simte confortabil în prezența ta. Pentru că vrei, nu vrei, cum s-ar spune popular, îi scoți ochii din când în când, măcar din când în când, că tu ai făcut, că tu ai obținut, el nu. Că tu ai adus, el nu. Și asta nu e, aici nu e vorba doar de bani, așa cum spuneam, poate fi vorba de multe altele. Eu am făcut mai mult decât tine. Am făcut, e despre bărbat. Eu ca femeie, dacă sunt femeie, trebuie să fiu mai mult decât tine. Nu să fac mai mult decât tine. Nu te pun pe tine, nu creez o competiție cu tine în a face, ci în a fi. Eu vreau să fiu mai mult decât tine, tu faci mai mult decât mine. E în regulă, da. Așa. Dănuț zice, cuvântul independent este potrivit într-o relație? Eu lucrez și învăț pe cuvinte, concepte și ar putea fi mai corect interdependent. Ei, Dănuț, da, ăsta este nivelul acela suprem. Te iubesc așa cum ai tu nevoie, asta presupune interdependență. Deci nu există dacă ea își dorește să fie independentă, nu e vorba doar de bani. Nu e vorba doar de chestii materiale, de aspectul material al relației. Își va dori să fie independentă din mult mai multe puncte de vedere. Ori eu, ca bărbat, am nevoie, spuneam, să mă simt puternic. Când mă simt eu puternic? Când pot avea grijă de femeia de lângă mine. Și știi care este nevoia ei, să zicem așa, în contrapartidă, nevoia ei echivalentă? Nevoia de siguranță. Femeia își dorește să se simtă în siguranță lângă bărbatul de lângă ea. Să se simtă în siguranță din toate punctele de vedere. Și el are nevoie să știe că ea se simte în siguranță lângă el. Să știe că el este atât de puternic, atât de puternic. Asta presupune interdependență, fiindcă nu înseamnă că dacă, da, într-o relație nu se poate să nu depind deloc de ea, să nu depindă deloc de mine. Până și asta s-a dezvoltat într-un mod, ne-a fost inoculată chestia asta într-un mod foarte nesănătos, niște ani de zile, cred că de pe la începutul acestui secol, chestia asta cu independența, uite, și cu egalitatea între sexe, că băi, trebuie să fii independent, nu, de ce? Și el să aibă ce are așa, ea să aibă partea ei. Păi atunci de ce ne-am mai adunat? De ce am mai intrat într-o relație? De ce mai formăm un cuplu? Dacă fiecare e cu partea lui. Nu, ideea este ca eu să accept că sunt un pic dependent de ea pentru că aprecierile ei și e pe bune asta. Și cred că știți, dacă sunteți într-o relație, vă puteți evalua pe voi înșivă. Acum, oricât de multe aprecieri, like-uri, inimioare aș primi la o postare, nici o inimioară nu e mai valoroasă decât inimioara dată de ea. E normal. Vedeți? E un minim de dependență. Mă simt mai bine când ea
îmi dă o inimioară. Face cât foarte multe alte inimioare. Toate sunt valoroase, dar de la ea e cea mai valoroasă. Și invers, doar că bărbatul are mai pregnant această nevoie. Ce, apropo de ce spuneam, de nevoia de apreciere explicită, nu implicită. Las că știi tu că ți-am mai zis. Nu, nu, spune-i, arată-i. Arată-i în gesturi mărunte, ușor de făcut sau cuvinte ușor de spus. Zice Ruxandra, când înțelegem că suntem egali între noi, egalitate între femeie și bărbat, atunci o să ne înțelegem între noi în familie și în afara familiei. Deci toate fricile pornesc. Frica ne este, asta e că nu suntem egali. Asta e o problemă, nu suntem egali. Când bărbatul o să nască și el, hai să zicem, atunci o să fim egali. Doar un detaliu. Bărbatul nu o să știe niciodată cum e să fii acolo zi și noapte pentru un copil. Nu o să știe. Că n-are cum. De-aia spunea femeia despre a fi copilul, bebelușul acela micuț, după ce se naște, în cel puțin în primul an de viață, în primii 2 ani de viață, de aceea și concediu maternal de 2 ani, da? La care, din păcate, multe femei renunță, iată, nevoia asta de a fi bărbați. În primul an de viață, luăm primul an de viață, bărbatul trebuie să alerge, să facă, nu, să facă bani, să aducă acasă mâncare, de mâncare, să aducă tot ce are nevoie familia lui pentru a se întreține. Bărbatul face asta și pentru asta lipsește de acasă. Chiar dacă bărbatul, tatăl, lipsește ore în șir de acasă în fiecare zi, copilul se dezvoltă sănătos dacă mama e acolo. Este a fi. Este acolo. Nu face, nu aia, nu face ce face bărbatul, ce face tatăl. Nu e nevoie să facă același lucru, ci să fie acolo. Copilașul acela foarte mic nu are nevoie de multe lucruri. Nu, adică nu are nevoie ca mama să facă multe lucruri pentru el. Sau nu are nevoie în primul rând ca mama să facă ceva pentru el, ci mama să fie acolo pentru el, să o simtă, pentru că el nu vede. În primele luni el nu vede. El poate nici nu aude, adică primul simț care se dezvoltă la om, știți? Primul simț, primul dintre aspectele astea senzoriale, canale senzoriale, este cel tactil. Vrea să o simtă pe mama, atât. El se simte în siguranță. Simte siguranță. Și asta îi va da siguranță dacă e băiețel, îl va forma ca pe un bărbat puternic, se va simți puternic, iar dacă e fetiță, se va dezvolta ca o femeie care, ca o femeie adultă, da? Care știe să primească și să atragă siguranța și să o păstreze. Știe să se simtă în siguranță lângă un bărbat. Și bărbatul acela îi va oferi cu adevărat siguranță. Deci, chestia cu egalitatea, da, egalitate din multe puncte, egalitate, nu știu, din perspectivă legislativă, din perspectivă profesională, da, asta este o egalitate. Dar femeia și bărbatul nu vor fi niciodată la fel. De aceea sunt femeie și bărbat, altfel eram toți bărbați sau toți femei. Nu suntem atât de egali precum credem. Bun, bun, dragilor. Deci ne întoarcem la nevoi. Iată, bărbatul vrea să se simtă puternic. Vrea să simtă că prin ceea ce face aduce siguranță femeii de lângă el. Femeia vrea să simtă siguranță. Ea asta vrea să simtă. Când ea vrea să ofere mai multă siguranță decât bărbatul, se ia la întrecere cu asta, pe chestia asta, inclusiv în privința copilului. Ea vrea să-i ofere mai multă siguranță copilului decât îi oferă bărbatul. Și ea îi poate oferi prin definiție, iarăși. Așa e construită. Fiind lângă copil, copilul se simte în siguranță. Dar ea vrea să ofere mai multă siguranță. Și începe să-l copieze pe bărbat. Să facă ceea ce face bărbatul. Din clipa aceea, siguranța sănătoasă pe care o oferă copilului începe să se șubrezească. Pentru că începem, nu ajungem la chestia aia. Știți foarte bine, cred că ați văzut o grămadă de materiale, de emisiuni, de filmulețe în care copiii ai căror părinți au plecat să muncească în străinătate spre mai binele copiilor, da? Adică cu cele mai bune intenții. Copilul acela și-am întâlnit eu personal, am stat de vorbă cu astfel de copii, care spuneau de la unii foarte mici, adică, nu știu, 5 ani, 6 ani, atât de mici, până la adolescenți, care spuneau,
aș renunța la toate jucăriile pe care, sau la toate lucrurile pe care mi le tot cumpără și pe care mi le trimit de acolo sau pe care mi le aduc mai bine în țară odată la 6 luni sau odată pe an și aș prefera să fie aici. Părintele meu sau părinții mei să fie aici lângă mine. Aș trăi cu mai puțin, dar aș fi mai fericit. Și totuși nu înțelegem asta. De ce? Pentru că asta este educația pe care o primim în societatea corporate. Să facem mereu mai mult. Să obținem mereu mai mult. Oricât de mult am obține, nu e niciodată suficient. Nu e niciodată, nu putem fi recunoscători, cu adevărat recunoscători, pentru ceea ce avem. Nu putem spune, bă, sunt cel mai fericit, am tot ce-mi trebuie. Dar nu doar în momentul ăsta, ci și mâine, și poimâine, și peste o lună, și peste 2 luni. Această insuficiență ne este stimulată permanent. Această inadecvare. Gândește puțin, la un moment dat, președintele, un fost președinte al Asociației Publicitarilor din Statele Unite, din America, o doamnă, a spus-o mai de curând, după ce n-a mai fost președintele publicitarilor, a zis că publicitatea, spoturile publicitare, sunt făcute pentru a te determina pe tine să te simți inadecvat, insuficient. Pe tine, privitorul, telespectatorul, să te simți inadecvat, insuficient cu ceea ce ești, cu ceea ce faci, cu ceea ce ai deja. Să vrei mai mult. Dacă nu te îmbraci cu asta, nu e suficient de bun. Dacă nu-ți cumperi asta, nu e suficient de bun. Dacă nu folosești asta, nu e suficient de bun. Viața ta nu poate fi suficient de bună, suficient de frumoasă. Tu nu poți fi fericit. Și întotdeauna e ceva ce nu ai. Întotdeauna va fi așa. Asta înseamnă că întotdeauna vei fi nefericit. Fericirea vine din a fi mai mult, mai recunoscător pentru ceea ce ai deja, pentru ceea ce faci deja, pentru ceea ce ești deja. De fapt, de aici pornești, de la a fi. Sunt bine. Imaginea de sine, stima de sine. Sunt bine. Așa cum sunt, sunt bine. Păi da, dar uite că nu câștigă suficient, că nu. Sunt bine. Pe mine nu mă definește câștigul meu. Eu nu sunt banii pe care îi câștig. Nu sunt banii ăștia pe care îi câștig. Eu nu sunt notele mele. Eu sunt un om bun. Eu sunt un om care își dorește să fie bun cu ceilalți. Care iubește pe ceilalți și își dorește să stabilească relații dintre cele mai frumoase. Asta sunt eu. Dar dacă eu nu reușesc să văd asta la mine, dacă nu reușesc să transmit acest mesaj prin ceea ce, adică să arăt, nu să spun doar pe gură, să arăt, să transmit acest mesaj celorlalți, oamenii nu mă vor trata așa. Oamenii mă vor trata așa cum eu mă tratez. Întotdeauna oamenii mă tratează așa cum eu mă tratez. Dacă mi se pare că lumea asta este periculoasă, că lumea asta în care trăiesc e plină de pericole, oamenii se vor strădui, pentru că eu asta arăt, oamenii se vor strădui să mă pună în pericol. Se vor strădui să mă facă să-mi fie frică, să-mi confirm așteptările, să-mi confirm rănile alea vechi, tiparele acelea emoționale. Că vă spuneam și vă spun mereu, la asta se reduce totul, la tiparele noastre emoționale. Cătălin, mai aud câteodată, Cătălin, în lumea asta, mai devreme sau mai târziu, toți te trădează, să știi. Toți te trădează, toți își bag joc de tine, te calcă în picioare. Când aud chestia asta, știu cât de mult suferă omul ăla, nu din cauza lumii astea, ci din cauza unor răni vechi, de demult, care s-au instalat acolo înăuntru, în familie. În familie, de cele mai multe ori. Am simțit trădare în familie. Și de acolo, viața mea e dată peste cap. Mi se pare că toți știți cele 5 răni emoționale. Le știți, da? Unii poate ați fost și în tabăra despre cele 5 răni emoționale pe care am organizat-o cu Academia de Bine la Fundata, nu? De curând, acum câteva luni de zile. Voi simți că în permanență cineva stă să mă trădeze. Nu pentru că așa se întâmplă, ci pentru că, da, vor fi mereu niște astfel de oameni, dar eu îi voi căuta pe oamenii
Eu mă voi teme atât de tare de ei, fără să-mi dau seama că mă apropii în felul ăsta, mă apropii de ei. Și e vorba aia românească. De ce ți-e frică? Nu scapi. De ce ți-e frică? Ai atragi. Și pe urmă voi zice, a, uite, vezi că am avut dreptate? Păi știu, dar te-ai programat să ai dreptate. Te-ai programat să se întâmple asta. Încetează să mai atragi așa ceva. Devină tu altceva înăuntrul tău, pentru ca cei care se vor apropia de tine să fie în armonie, să fie în rezonanță cu ce ai devenit tu între timp. Inteligență emoțională. Și asta se dezvoltă în fiecare zi, nu într-o zi. Muncești la ea și muncești și muncești cu eforturi în fiecare zi. Așa, o altă nevoie, la fel, neurobiologică, dacă vreți, a omului, a bărbatului, pardon, o nevoie cu care el se naște, este nevoia de a conduce. Are nevoie să conducă. Și aici, în spatele nevoii de a conduce, stă inclusiv nevoia de control. Ok, vreau să controlez lucrurile. Însă felul în care bărbatul își dorește să controleze lucrurile e diferit de felul în care femeia poate controla lucrurile. Și unul și celălalt, amândoi se nasc, da? Și bărbații și femeile se nasc având această tendință de a controla. Însă felul în care controlează bărbatul diferă de felul în care controlează femeia. Sau așa ar fi bine. Așa suntem construiți să difere. Iar, vedeți, suntem egali până la un punct. Bărbatul își dorește să conducă, de ce? Pentru că el este vânător. El ieșea să facă rost de hrană. Nu se ducea femeia. În urmă cu 100.000 de ani, nu stătea bărbatul cu copilul în grotă sau cu copiii în grotă și se ducea femeia să vâneze căprioare sau să vâneze urși sau să vâneze un lup. Se ducea bărbatul, pentru că era treabă de bărbat. Între timp, educația noastră, sistemul ne educă, ne-a ajutat să credem că e și treabă de femeie. Și atunci bărbatul începe să se simtă inutil. Și femeia zice, oh, da, înseamnă că sunt mai puternică. Dar e mai singură. Respinge bărbatul de lângă ea în felul ăsta. Bărbatul pleacă, se duce către o femeie care se simte femeie și acționează, se comportă ca o femeie. Caută să fie, ea caută să fie. Și atunci bărbatul zice, oh, de așa ceva am nevoie. Nici nu-și dă seama, dar asta îl ajută foarte tare. Deci, ziceam, el vrea să conducă, s-a născut să fie lider, să conducă, să-și conducă familia, celula de bază a societății, nu? În timp ce femeia poate controla, dacă vreți neapărat, dacă vreți să vorbim de acest, pentru că el există, adică controlul există. E nevoie să îl diminuăm. Însă el există. Pe măsură ce intrăm în competiție unii cu ceilalți, nevoia de a controla, nevoia de control crește. Devine tot mai mare. Dacă vreau să scad nevoia de a controla pe ceilalți, de a controla mediul exterior, e nevoie să-mi cresc autocontrolul. Autocontrolul mă ajută să-mi spun, ok, nu e atât de important ce face celălalt, important este ce fac eu atunci când celălalt face ceea ce face. Iată, ce ziceam și mai devreme, nu mai țin scorul, nu mă mai tot timpul în ograda celuilalt. Am să fac eu de suficiente ori, astfel încât să vedem dacă se schimbă ceva. Dacă pornesc într-o relație, de la această premisă, dacă încep astfel o relație, e și mai sănătos, dar pot să schimb și pe parcurs. Și lucrez cu oameni, în permanență lucrez cu oameni care au această problemă relațională, se blochează ceva în relație, în relația de cuplu. Și zic, n-am ce să mai fac. Și vorbesc despre tot ce face și nu face celălalt și nu știu ce, dar eu fac, dar ok, și dacă ai face tu diferit, da, dar eu fac deja, Cătălin. Știi că asta e o problemă foarte mare. Faptul că tu crezi, dacă mie îmi spui că tu faci, ea nu face, sau tu faci, el nu face, îmi dau seama cum îi spui celuilalt. Cum îl faci pe celălalt să se simtă crezând asta. Dacă mie mi-o spui așa, dacă față de mine te manifesti așa, păi față de el, pe el l-ai bang, l-ai tocat mărunt. Femeia este construită pentru relații. De-aia spunem, dacă vrea să controleze mai mult, dezvoltă relația. Dezvoltă relația. Face ea, pardon, ceea ce el încă nu face.
Pentru că dacă el nu face, iarăși, gândiți-vă ce-i spune, ce-i spune părintele de multe ori, ce-i spune băiețelului, fiului, de câțiva anișori, când plânge. Ești bărbat, mă. Ești băiat mare. Nu mai plânge, mă, că bărbații nu plâng. Deci, vă știți că asta e o programare care mai târziu, pe mulți dintre băieții de acum, chestia asta îi va duce la psihoterapie? Îi va duce în faza de depresie? Pentru că ei nu sunt obișnuiți, ei să nu plângă. Mai bine ascund, mai bine mă fac că sunt puternic, mai bine nu-i arăt ei că. Ori doctorul Menisius Ris spune, te simți rău? Te simți slab? Nu mai căuta să-i arăți că ești puternic. Spune-i că te simți slab. Spune-i că te simți jos. Ai puterea să faci asta. Păi uite, și i-am spus odată și ea, da, ea pentru că a crescut și ea să fie, să devină bărbat, ți-a replicat ca un bărbat. Ok, mai spune odată. Dar nu, nu, dacă ea a reacționat într-un mod, nu știu, războinic, nu o faci și tu la fel. Nu ți retrage comportamentul, vulnerabilitatea asta, deschiderea asta. Tu continuă să fii vulnerabil lângă ea. Pentru că ea doar trebuie să-și aducă aminte că e femeie. Din momentul în care își va aduce aminte că e femeie, va vrea să te susțină și să te salveze într-un mod în care doar femeia o poate face. Într-un mod în care un bărbat nu o poate face. Pentru că nu o poate face. Bărbatul nu e femeie. Bărbatul nu a fost niciodată mamă. Poate învăța să fie ca o mamă până la un punct. Dar nu poate fi mamă 100%. Așa cum o femeie nu poate fi tată 100%. Iarăși, nu are, nici ea nu are cum. Deci asta este o nevoie a lui de a conduce, de a se simți util, în control. Dar știți ce se spune? În spatele unui bărbat puternic, cu adevărat puternic, stă o femeie puternică, cu adevărat puternică. O femeie care, nu știu dacă ați văzut povestea mea, dacă ați citit cartea, povestea mea este cartea, pardon, autobiografică a lui Michelle Obama, soția fostului președinte american, Barack Obama. Și mai mult, dacă ați văzut filmul documentar care rulează pe Netflix, este unul dintre filmele pe care le vedem în Mindset Revolution, separat, ca bonus, și îl dezbatem pur și simplu, sesiune separată, dedicată dezbaterii acestui film, acestei povești, pentru că multe se schimbă în interiorul participanților, doar dezbătând un film, văzând un film altfel decât îl văd în mod obișnuit, cu un pahar de cola și cu un castron de popcorn în brațe. Filmul se vede foarte diferit într-un grup dedicat. Vă recomandam filmul lui Michelle Obama, povestea mea se numește și filmul, foarte interesant și a spune acolo. Ea a lucrat într-o firmă de avocatură, într-un birou de avocatură. În momentul în care a apărut Barack Obama în viața ei, de fapt a apărut un stagiar care venise să fie mentorat de ea, de Michelle Obama. Michelle Obama a făcut asta, chestia asta, au devenit din ce în ce mai apropiați, s-au îndrăgostit unul de celălalt și la un moment dat Michelle Obama spune, a fost un moment în care mi-am dat seama că trebuie să aleg între a-l susține pe el să ajungă acolo unde își dorește, la vânatul acela, wow, președintele Statelor Unite, dar asta n-a ajuns într-un an, nu, nici în doi, nici în cinci. Nu, planul ăsta a fost de drum lung, viziunea asta a fost de drum foarte lung. A zis, a trebuit să aleg între a-l susține pe el sau a face ceea ce îmi doresc eu să fac, să mă dezvolt eu ca avocat și să fac aia, așa. Și am ales să-l susțin pe el. Mi-am dat seama că dacă îl voi susține pe el, va veni și rândul meu și îmi va fi mai ușor. Pentru că el îmi va oferi siguranța de care am nevoie, astfel încât să ajung acolo unde îmi doresc. Și da, a venit momentul să fac lucrurile și pentru mine, să-mi împlinesc propriile visuri.
Și iată, eu personal îi apreciez foarte mult pe cei doi, fiindcă nu doar el e un lider, ci și ea e un lider. I-am urmărit mult vorbind, interacționând între ei și cu oamenii și mărturisesc că este unul dintre obiectivele mele să-l întâlnesc pe Barack Obama în viața asta, nu contează când, să-l întâlnesc și să pot avea un sfert de oră unul la unul, măcar un sfert de oră să stăm de vorbă și să pot pune niște întrebări, să pot schimba niște idei cu el. Vedeți, cam asta este, adică femeia, dacă vrea să conducă, are nevoie să dezvolte relații. Ea conduce mult mai bine dezvoltând relații, pentru că în momentul în care persoana de lângă mine, femeia de lângă mine, pune preț pe relație, vrea să câștige în permanent o relație, nu o dispută, eu voi vrea să-i ofer la rândul meu ceea ce are ea nevoie. Mi se pare de ce energia aceea este combustibilul meu de bază ca bărbat. De aceea ne împerechem, ne adunăm unii cu alții. Un el cu o ea. Pentru că eu am nevoie de energia ei tandră, tandrețea, ca emoție. Asta învățăm în harta emoțiilor. Tandrețea este o emoție specific feminină. O are și bărbatul. Și bărbatul are energie feminină, nu doar energie masculină, ca și femeia, care e normal să aibă și energie masculină. Dar aia feminină trebuie să fie peste. Tandrețea, iată, e o energie specific feminină. Dacă eu simt tandrețea ei, dacă eu simt eleganța ei tot timpul, dacă eu simt susținerea aceea, unde nu trebuie, eu nu cer neapărat să facă ceva pentru mine, să se ducă să câștige bani pentru mine, ca să-mi cumpăr eu nu știu ce. Eu am susținerea din partea ei, eu aș vrea să sune, să arate, nu știu, să-mi fie arătată prin complimente, prin vorbe frumoase. Vin acasă și găsesc o atmosferă liniștită, găsesc calm, relaxare, după o zi încărcată, agitată, în care nu am fost să vânez. Și acasă găsesc altceva. Și mă reîncarc pentru următoarea zi. Acasă găsesc tot război, tot competiție. Mă voi încărca eu cum necum, o dată, de două, de 10, de 100, de 1000 de ori. Și vine o vreme când voi zice până aici. Că poate întâlnesc o femeie care chiar îmi oferă tandrețe, îmi oferă liniște, echilibru. Și va apărea chestia aia, dar a trădat-o pentru altă femeie. De ce oare? Hai să vedem. A primit de la femeia aceea ceva ce ea nu-i oferă sau nu-i mai oferă. A uitat să-i ofere. Că a trecut faza îndrăgostelii, când îi oferea orice. Așa. Zice Freya, dar oare nu se poate face ceva la... stai mai tare. Păi, nu știu. Voi m-auziți bine? Scriți-mi, vă rog, că nu n-am mai primit niciodată feedback-ul ăsta. Spuneți-mi dacă se aude sau nu se aude suficient de bine. Să știu. N-am auzit vreodată că nu se aude suficient de tare. Așa. Ce nevoie mai are ea? Spuneam, are nevoia de a relaționa. Deci aici vorbim despre rezultate, da? Asta înseamnă vânatul sau vânătoarea și relaționarea. Asta înseamnă vederea periferică. Astea sunt două chestii, adică bărbatul pune vânatul, rezultatul pe primul loc și relația pe locul 2, relaționarea, procesul ăsta pe locul 2, iar femeia pune relaționarea pe primul loc. Sau așa se naște, cu această tendință. Ulterior, educația inversează rolurile și ceva nu mai funcționează. Uite, Gabriela spune că e ok sunetul. Georgiana zice că se aude bine. Mulțumesc! Vezi, Freya, dacă nu cumva de la device-ul tău, că e laptop, calculator, telefon, dacă nu cumva acolo e o problemă. Nu știu, zic și eu. Deci, femeia are o nevoie și o capacitate sporită de a relaționa frumos, de, știți, miere în vorbe. Da? Chestia ce mieroasă este. Și, băi, ce de rezultate a obținut așa. Exact. Nu că nu știu, s-a milogit de cineva, ci pur și simplu i-a vorbit într-un fel în care și ăla obosit, agitat, supărat, bărbatul ăla de lângă ea care a venit acasă stresat și surmenat și așa,
începe să-și revină și începe să schimbe tonul, să schimbe atitudinea, abordarea. De asemenea, femeia are nevoie de afecțiune. Dacă nu, el își dorește aprecierea aceea explicită, ea are nevoie de o afecțiune pe care el să-i o arate. Iată, să facă ceva pentru ea. El, nu ea. El să facă ceva pentru ea. Și foarte frumos spunea la un moment dat părintele Stăniloae, parcă da, părintele Stăniloae zicea că lucru care susține cel mai bine comunicarea și relaționarea, lucrul acela care încheagă cel mai bine și păstrează cel mai bine o relație, este îmbrățișarea. Îmbrățișarea. Nu doar atunci când îți este ușor să-l îmbrățișezi, să o îmbrățișezi, ci mai ales atunci când te-a deranjat cu ceva. Cum ar fi să-l îmbrățișezi, să o îmbrățișezi? Și ea mă respinge pentru că fix atunci, deși își dorește foarte tare îmbrățișare, vrea să mă pedepsească. Asta este cumva motivul de multe ori. Vrea să mă pedepsească și mă respinge. În loc să zic, uite, vezi și pac, pentru că ea așteaptă atitudinea războinică din partea mea. Adică zice, așa o să procedeze. Și fac un efort emoțional, mental, rațional, să rămân acolo, într-o atitudine constructivă. Și zic, e ok. E ok dacă nu simți că vrei să fii îmbrățișată sau nu simți că ne putem îmbrățișa. E ok. Când simți asta, când simți că vrei asta, eu voi fi aici să vreau la rândul meu să te îmbrățișez. Și gata, am lăsat-o în pace. Poate sunt supărat și eu, poate sunt... Și zic, ok, dar știi că te voi îmbrățișa chiar și în situațiile acelea dramatice în care ne supărăm unul pe altul maxim. De ce? Fac asta. Am observat, nu doar am învățat, am auzit la alții. Pentru că ăsta e un risc foarte mare. Am auzit, am citit, dar nu funcționează. De unde știi? Am încercat și eu odată. Am încercat și eu de două ori și m-a respins și gata, nu mai încerc. Păi nu, lucrurile astea funcționează dacă le încerci consecvent, constant. Adică te iubesc așa cum ai tu nevoie. Nu încerc o dată de două ori și pe urmă țin scorul. Vezi? Eu am făcut-o de două ori, tu la revedere. Pentru că aici se rupe totul. Sau aici, de cele mai multe ori, se rupe totul. Deci ea are nevoie de afecțiune, iar îmbrățișarea, printre altele, reprezintă un semn foarte profund de afecțiune. Nevoia de îmbrățișare e mai prezentă cumva la femeie, de aia nevoia asta de afecțiune e mai mare la femeie decât la bărbat. E mai prezentă la ea decât la el. El uneori nu înțelege, pentru că el ca bărbat, dacă a auzit chestia aia cu tu ești bărbat, ești stai acolo în bancă, stai cu minte în pat că vin eu la tine și nu știu ce, adică n-am primit îmbrățișările de care aveam nevoie la vârsta mică, foarte mică, nu am primit afecțiunea aceea, atingerile de care aveam nevoie, primul canal senzorial care se dezvoltă la om, vă spuneam. Dacă nu am primit așa cum aveam eu nevoie atunci, eu ca adult voi fugi de îmbrățișări, voi zice că nu sunt genul meu, că eu nu sunt ăla care să îmbrățișeze tot timpul, sau dimpotrivă, dacă mă îmbrățișez, m-ai îmbrățișat ieri, alaltări și astăzi, habar n-am, mai uitat. Sau, nu știu, erai în grabă și nu m-ai mai îmbrățișat, în mintea mea imediat se va derula filmul, va rula filmul, are ceva cu mine. Ia uite, deci nu m-ai îmbrățișat, e supărată pe mine. De fapt, e o rană veche pe care am nevoie să o vindec. Iar rănile astea, dragilor, nu se vindecă de la sine. Rănile astea se vindecă de la tine. Trebuie să faci ceva pentru asta. Trebuie să investești cumva în tine, în vindecarea ta. Timp, bani, energie, asta este. Altfel nu funcționează lucrurile. Adică altfel aștepți tot timpul și uite că nu merge. Păi nu merge pentru că nu faci ceea ce e de făcut. Păi dacă n-am timp, ok. Pentru n-ai timp să te vindeci pe tine emoțional, n-ai bani să nu poți strânge bani, nu-ți poți face timp, nu poți găsi energie, astfel încât să intri într-un proces de autovindecare
pentru tine? Păi altfel tot ceea ce acumulezi în jurul tău, în viața ta, vor fi degeaba sau aproape degeaba dacă păstrezi înăuntru aceste răni emoționale la nivelul ăla foarte dureros. Nu te vei putea bucura niciodată de tot ceea ce vei aduna, de tot ceea ce vei obține în viață, dacă înăuntru e furtună. Așa. Deci, afecțiunea are nevoie și ea, are nevoie și el. Doar că înțelegem ușor diferit afecțiunea. Bărbatul pune pe prim plan alte lucruri față de femeie și invers. Nevoia, ea mai are nevoie, o nevoie mare de angajament din fața lui, din partea lui, pardon. Are nevoie, o mare nevoie de angajament. Vânătorul se angajează să vină acasă cu mâncare pentru familie. Iată, totul pornește de acolo, de atâta amar de vreme. Felul în care funcționam atunci, din păcate, cred, e felul care s-a păstrat și e felul în care funcționăm și acum, schimbând la nivel social. Doar că social. Nu realizăm că am înlocuit fricile fizice, mă temeam, în urmă cu 300.000 de ani, mă temeam să nu fiu vânat. Să nu fiu vânat la rândul meu, zi de zi. Adică, în permanență, viața mea era cumva în pericol. Ca orice, nu știu, o gazelă se teme în mod realist pentru viața ei în fiecare zi. Dar nu se teme și atunci când nu e cazul. Nu se teme atunci când bea apă din râu și atât, sau atunci când paște, ci atunci când vede leul apropiindu-se, când vede leul la orizont, abia atunci intră cumva în stare de alertă. Altfel, este în regulă. Problema este că noi, ca oameni, am evoluat și, culmea, odată cu evoluția, am transformat fricile fizice în frici sociale. Ce o să zică lumea? Ce o să creadă vecinul? Ce o să spună X când vede că ai luat 5, că ai media 5 sau toate, vedeți? Chestiile astea, că nu contează, atât de tare contează. Știi, e faza aia, știi, când comparația, nu comparația, cât ai luat la școală? 9 și colegul încă 10, păi atunci a putut să ia 10 și doar 9. Comparația asta nu-l ajută pe copil să devină un adult puternic. Se va simți comparat de fiecare dată, își va forma convingerea că orice ar face niciodată nu e suficient de bun. Inadecvarea aceea, insuficiența aceea. Și nu va putea fi fericit, pentru că oricât ar avea, nu e suficient de bun. Iar dacă el a luat 10 și celălalt 9, zice, uite, eu am luat 10 și colegul 9. Păi, ce mă interesează pe mine de colegul? Tot părintele o spune, același părinte. Doar că și asta e o chestie greu de auzit, de primit, dar atunci când un părinte își compară tot timpul copilul cu un alt elev, un alt copil, un alt coleg, în privința notelor, în privința cumințeniei, în privința, da, ăla de ce poate și tu nu poți, cum ar fi ca și copilul să-l întrebe pe părinte, auzi, da, vecina Rodica de la 2, de ce câștigă mai mult decât tine? De ce are salariul mai mare decât tine? De ce se îmbracă mai frumos decât tine? Doare, nu? Așa doare și pe copil. Ai uitat cum este și acum faci exact ceea ce nu-ți plăcea când părinții făceau tu copil fiind. Așa, da, asta cu notele, cred că ne este familiară multora dintre noi, Cristina. Bun, deci nevoia de angajament, în momentul în care bărbatul se angajează către ceva, nu e chestia, ați văzut, de regulă, într-un cuplu, ea își dorește mai mult într-o relație serioasă, percepută de amândoi ca fiind serioasă, de lungă durată, ea își dorește, ea așteaptă inelul de logon, așteaptă să fie cerută în căsătorie. Mai degrabă ea decât el. De ce? Tocmai pentru că ea are nevoie de angajament. Inelul, căsătoria în sine, reprezintă un angajament.
El nu prea înțelege asta. Că el se simte bine și așa, lângă ea, fără inel, fără chestii de genul, fără acte. Doar că, într-adevăr, vine un moment când angajamentul ăsta, actele astea, te ajută. Te ajută foarte tare. Te ajută să nu fugi la primul hop. Te ajută să rămâi acolo chiar dacă, nu știu, blocajul în relație a devenit foarte mare. Te ajută să tragi tare, să faci ceva cât poți tu de mult, cât știi tu, cât te pricepi tu, astfel încât să reechilibrezi situația, să reglezi ceea ce s-a stricat acolo. Da, e ce postam și pe Facebook în prezentarea live-ului din această seară. Ziceam, nu, dragostea e precum focul. Ori îți încălzește sufletul, ori îți arde casa. Adică tu decizi. Depinde foarte tare de tine. În primul rând de tine și de celălalt. Normal. Că de aceea există o interdependență acolo, doar că e nevoie să pui accent întâi pe mentalitatea ta, pe comportamentul tău, pe comunicarea ta, pe felul în care tu oferi și pe felul în care tu primești, știi să primești. Pentru că de multe ori problema apărea, am lucrat cu cupluri în care problema aici apărea, aici se crea. Când ea nu știa să primească. Sau el nu știa, dar mai rar se întâmplă să. El, bărbatul, învață, nu vânez, am adus acasă, uite cât am adus acasă, tocmai pentru că sunt puternic. Asta îl face să primească bine. Însă, când femeia nu știe să primească iubire, când așteaptă ca celălalt să o iubească așa cum are ea nevoie, fără să-i spună, fără să-l ajute, să înțeleagă, fără să comunice constant cu el, el nu o va face, nici nu va ști cum să o facă, pentru că e bărbat și dintr-o dată, deci el, lui nu-i pasă de mine, apare răceala aceea de care vorbeam, nu? Lui nu-i pasă de mine, el va gândi la fel, ei nu-i pasă de mine și nu mai avansează într-un fel sănătos în relație. Și nu pentru că nu s-ar putea. Odată ce doi oameni s-au adunat unul cu celălalt, s-au unit, sau au intrat într-o relație, e clar că ei pot rămâne în acea relație a la lung. Că ei pot construi toată viața în acea relație. Doar că ia în calcul că peste vreo 10 ani s-ar putea să obții rezultatul, să zicem, pe care sau ceea ce se va întâmpla peste 10 ani va fi un efect a tot ceea ce ai făcut pe parcursul acestor 10 ani. Picătura chinezească. E dat-o la temelie, cum s-ar spune, nu? În spatele blocului. Adică picătura aceea chinezească, acolo, când vei vrea să repar dintr-o dată, nu vei mai putea. Străduiește-te să faci lucrurile bine pe parcursul fiecărei zile în parte. Nu doar când situația intră în impas. Pentru că la început îl privești un minut și vezi 1000 de lucruri pe care le iubești la el. Mai târziu îl privești doar un minut și vezi 1000 de lucruri care te deranjează la el. Însă, știți că și Rebreanu avea o vorbă apropo de cele trei niveluri ale iubirii. Liviu Rebreanu, scriitorul, da, spunea: îți mulțumesc din suflet pentru că te iubesc. Îți mulțumesc din suflet pentru că te iubesc. Acesta, zicea el, este cântecul iubirii. Da, îi mulțumesc din suflet pentru că o iubesc, pentru că îmi oferă prilejul să simt ceea ce simt, să ofer ceea ce ofer, ceea ce n-am mai oferit. Mă bucur foarte tare. Fără ca ea să fie așa cum este, eu n-aș fi avut acest prilej. Deci se datorează. Există acea interdependență de care vorbea Dănuț, scria Dănuț mai sus, mai devreme. Georgiana recomandă cartea Cel cinci limbaje ale iubirii de Gheorghe Ceamă. Da, foarte, foarte bună carte și toată seria de cărți. Cele cinci limbaje ale iubirii în cuplu, ale iubirii pentru copii, adolescenți, cele cinci limbaje ale scuzelor și așa mai departe. Da, omul ăsta studiază de mulți ani aceste limbaje și te ajută. Te ajută să te pui pe tine în echilibru, astfel încât
să poți pune în echilibru și relația, să poți aduce echilibru și în relație. De ce? Pentru că îți amintesc ceva ce am mai spus și cu alte prilejuri. Relația nu sunt eu, relația nu ești tu. Relația e spațiul dintre noi. Ceea ce ne ajută foarte tare, ceea ce înseamnă foarte mult în relația noastră, e spațiul dintre noi. Ce se varsă din mine, intenționat sau neintenționat, în spațiul dintre noi, ce se varsă din tine în acest spațiu dintre noi. Pentru că se amestecă, se creează așa un melanj acolo și acest melanj ne fericește sau ne otrăvește. Una din două. Da. Cam asta, dragilor, că uite, a trecut o oră și jumătate, fix o oră și, nu, un pic mai mult de o oră și jumătate când suntem împreună. Dacă aveți întrebări, dacă aveți sugestii, dacă, iarăși, vă invit să-mi lăsați sugestii de temă, teme de abordat. N-am uitat, am pus pe listă trauma transgenerațională de data trecută, a fost o recomandare din partea Anei, dacă mi-aduc bine aminte. Ce Dănuț Cosmin îmi spune zilnic că îți mulțumesc pentru că te iubesc și nu înțelegeam de ce îmi tot spune asta. Observați, dragilor, ne naștem cu tot ce e nevoie ca să fim fericiți. Avem la dispoziție, avem interior, în interiorul nostru tot. Educația, societatea, experiențele de viață ne transformă. Instalează înăuntru altceva decât chestiile alea cu adevărat constructive, productive, necesare, acele lucruri care ne pot duce în direcția dorită în viață. Georgiana spune, toată seria este fascinantă, da, utilă atât pe plan personal cât și în cabinetele noastre ca psihologi. Da, așa este. Te poți raporta foarte ușor la... oricum, sunt mulți care au creat profiluri de personalitate, au reușit, au studiat și au reușit să categorisească într-un fel sau altul mentalitățile și comportamentele, tiparele acestea interioare și ce se reflectă în exterior, și tiparele exterioare, normal, astfel încât să pornească de undeva. Băi, hai să vedem. Apropo de ce spune Georgiana, la un moment dat lucram cu un domn antreprenor la vreo 40 ceva de ani așa, care tocmai divorțase de soția lui, se pronunțase divorțul și îmi spunea, Cătălin, ai idee ce invocat, printre altele, motivul de divorț, în cererea de divorț, care a fost unul dintre acele motive de bază, că nu i-am spus și eu mai des te iubesc. Și tot el a zis, a continuat, n-a trebuit să-l întreb nimic, a continuat, ce îi spuneam te iubesc de ziua ei, de Paște, de Crăciun, de Anul Nou, de toate sărbătorile astea mari, adică o dată la câteva luni. Cu alte cuvinte, el n-a spus asta. Și am zis, ok, dacă ai ști că să fi venit în fiecare seară, să fi ajuns acasă în fiecare seară și în loc de bună, salut, sau cum o mai salutai tu pe ea, ei fi spus te iubesc. Știu că ți-am mai spus, știu că spun asta în fiecare zi, dar vreau să reînnoiesc declarația asta. Vreau să te salut de acum înainte. Te iubesc, draga mea. Dacă ai ști că asta ți-ar fi salvat căsnicia, ai fi făcut-o? Da, aș fi făcut-o. Este unul dintre limbaje, dintre cele cinci limbaje de care vorbește Gary Chapman în cărțile lui. Cuvintele. Pentru mine cuvintele înseamnă foarte mult. Dacă pentru ea nu înseamnă și nu înțelege, adică pentru ea în mintea ei s-ar putea produce, nu știu, un proces de gândire de genul, păi, hai mă, că nu sunt chiar atât de important de cuvintele, hai să fac altceva care e mai important. E mai important pentru mine, nu pentru celălalt. Dacă pentru mine sunt importante cuvintele, ajută-mă să mă simt bine, iată. Și pentru un bărbat în special sunt importante cuvintele să fie auzite. Problema e că el nu înțelege, nu știe să și ofere așa. Că ce, bă, mi se cuvine. Oferă, că s-ar putea și ei să-i placă foarte tare cuvintele frumoase. Bun, dragilor, cam atât pentru această seară.
despre nevoile lui, nevoile ei. Așa cum ziceam, putem vorbi foarte mult, putem programe întregi, putem, în programe întregi ne putem organiza, ne putem întâlni un an de zile să vorbim despre relații. Nu o să epuizăm niciodată, probabil, subiectul acesta, fiindcă în permanență ne observăm pe noi, mai descoperim ceva și înțelegem mai bine care ar fi acele arhetipuri, cum se numesc, adică acele chestii din spatele deciziilor conștiente, acele arhetipuri, acele tipare care ne ajută să ne reglăm mai ușor. Nu doar pe mine mă ajută, nu doar pe tine sau pe el sau pe ea, ci în general pe toți, uite, astea ne ajută în special în privința aia, asta ne ajută în privința aia, asta mai mult pe bărbați, asta mai mult pe femei. Da, ce spuneam, Adina, oamenii au limbaje diferite și e normal să fie așa. Chiar e normal să fie așa. Dragilor, vă doresc tot ceea ce vă doriți și voi. Sărbători fericite în continuare, sărbători prea minunate în fiecare zi. Străduiți-vă să faceți din fiecare zi a vieții o sărbătoare. O sărbătoare la fel ca Paștele, care este cea mai importantă sărbătoare a creștinătății. De ce? Care este mesajul Paștelui? De ce este cea mai importantă și de ce contează să sărbătorim asta în fiecare zi? Care ar fi tema? Care ar fi subiectul? Care ar fi conceptul sau valoarea aceea din centrul acestei sărbători? Scrieți-mi, vă rog, scrieți-mi acum în comentarii, să zic pe chat. Care ar fi valoarea de bază? Ce exprimă Paștele, de fapt? De ce e sărbătoarea numărul 1 a creștinătății? Pentru că, mulțumesc Gabriela, mulțumesc foarte mult, mulțumesc Elena, pentru că în ceea ce privește Paștele, vorbim despre sau trăim mai mult, teoretic, iertare. E despre iertare. Este esențial să învățăm a ierta. Nimic nu ne eliberează mai tare în viață, nimic nu poate genera mai multă fericire sau nu poate da drumul robinetului de fericire mai bine decât iertarea. Așadar, învață să ierți, antrenează iertarea la tine, nu doar în săptămâna mare, nu doar în zilele de Paște, ci în fiecare zi a vieții tale. Indiferent că ești creștin sau nu, te va ajuta enorm din punct de vedere emoțional. Sărbători fericite tuturor! Abia aștept să ne reauzim, să ne revedem. Cred că joia viitoare, de la aceeași oră, 19. Toate cele bune! Vă îmbrățișez pe toți! Pa!